Dragi prieteni, răspundem cu toată prietenia strigătului de tristețe pe care l-a aruncat în eter frumoasa și extraordinară actriță Marinela Chelaru. S-a emoționat foarte mult și Tania Popa văzând-o. Eu propun să vorbim chiar acum cu Mari, să vedem ce mai face și ce simte. Pentru că din când în când e bine să mai întreb pe prieteni să vezi ce mai fac. O avem pe Mari în direct, să o vedem. Să rămână Mari! Pupă, mama! Ce pupă, faci? Mama, un băiat. Da. Ce faci tu? Da. Ce faci? Te pupă, mama. Mi-era dor de tine ca să vorbesc cu tine, să știi. Ce să fac? Vai, vai și vai. Ce să fac? Nu mai zic nimic, că ai văzut cum mai vorbi și cu Tania, că e lumea cum e. Da, mă chinui și eu, mă... Ce anume? Te întreb ce mai faci, cum te simți. Ai zis ceva tu? Am zis eu ce mai faci, cum te simți? Mami, am rămas așa. Da, 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 am înțeles. Am rămas așa cu niște sechele de la WC-urile alea care le-am avut. Înțelegi? Și mă mișc, mă duc, mă întorc, da, puțin mai greu acum. Și bătrânețea. Că sunt bătrână, măi, Brancu, sunt bătrână, ce vei? Acum, că mă doare și jalele, mă doare toate. Aia e. Mari... Uite, ăla e soțul meu. Da. A, de unde aveți fotografia aia cu soțul meu? Da. Avem pile. Am reușit să facem rost de fotografii. Cumva, într-un interviu, într-o intervenție, ai spus că te simți părăsită de prietenii tăi. A, da. Cum am ieșit la pensie, au murit toți. Și la televiziuni, și la prieteni. Stai liniștit. Da, m-am, cum să spun, cum îi zice, ajută-mă. Te-ai vindecat. M-am resemnat. M-am vindecat. Da, așa, m-am resemnat. Bravo, bravo, mulțumesc. Înțelegi, m-am resemnat și asta e viața. Ce să mai fac? Bine că ți-am spus că anul trecut, nu știu dacă ți-am spus, am uitat. Au zis doctorii de la Spitalul Universitar că a venit salvarea și m-a luat când am făcut ABC-urile alea, că seara eu n-am mai știut nimic de mine atunci, și mi-a zis femeia cu care mai eram, cu o femeie în salon, și mi-a zis: doamna Marilena, era să vă pierdem aseară, că au fost aici vreo 20-30 de medici. Eu nu știu nimic, n-am văzut, n-am auzit nimic. M-am sculat dimineață ca o floricică. Aveam 3 pete de sânge pe tricou și atâta. Înțelegi? 3 pete mici. Și zic că asta e, dacă vrea Dumnezeu să mă duc la el, o să mă duc la el, că m-o chema el. Nu eu o hotărăsc. Și zic, aia e, și ce? Dacă mă duceam, mă duc unde să duc toți, unde mergem cu toții, nu... N-a scăpat nimeni și n-a venit nimeni de acolo. Dar probabil că acolo e mai bine, nu știu. Vreau doar să spun că, deși ai trecut prin aceste încercări... Așa, ești, din punct de vedere mental, foarte bine. Deci ai fi putut să pierzi, să nu mai fii atât de lucidă, dar tu ești brici, cum te știu. A, da, e adevărat, se poate. Înseamnă că acei oameni sunt mai sensibili, înțelegi? Dar eu iau viața așa cum este, înțelegi? Și oamenii așa cum sunt și nu mai mă interesează nimic. Înțelegi? Adică am ajuns să știu să discern între bine și rău, între oameni buni și oameni care merită respectul meu și iubirea mea. Și restul nu mă interesează. Sunt praf de pulbere. Nu mă interesează. Îmi dau seama că tu ai sunt lucrat... Sunt prea tare, băi, Brancu. Ce, Dumnezeu, tu nu mă știi pe mine?
Te știu, dragă, te știu. Te știu și observ că îmi dau seama că sunt foarte mulți oameni cu care ai lucrat și care în acest moment, chiar dacă au citit acel lucru, n-au simțit nevoia să-ți dea un telefon. Ca noi. Băi! Îngrozitor. Sper să o revedem pe Marinela. Gândiți-vă foarte bine ce faceți în viața voastră. Pentru că uneori lucrurile nu sunt atât de simple cum am crede. Un om care trece prin primejdie de multe ori este uitat într-un mod nemeritat, absolut nemeritat de aceea pe care i-a blagoslovit cu talentul și cu sufletul pe care l-a oferit. Marina Chilaru este un suflet foarte mare, sper să refacem legătura. Înțeleg că în acest moment este dependentă și de insulină. I s-au cam inflat piciorușele. Ea de o perioadă, de exemplu, nu mai putea să urce până aici la etajul 4 la noi, pentru că nu-i plăceau lifturile, spațiile închise. Și chiar ne bucurăm că am fost printre misiunile la care acum vreo 2 ani de zile a făcut toate eforturile să ajungă. Numai că ar fi bine toți cei care ați lucrat cu Marinela Chelaru să vă dați seama că Marinela Chelaru nu vă cere nimic. Dar absolut nimic. Vă cere doar să-i dați un telefon. Pentru că este conștientă că e foarte greu să-și mai facă meseria așa cum și-o făcea. Dar puțină iubire sau puțină empatie, cum se spune acum că e foarte la modă acest cuvânt, n-ar strica niciodată. Vreau să știu dacă o avem din nou pe Marinela. Marinela stă într-un apartament de bloc absolut firesc, absolut normal pentru o artistă care a evoluat în împrejurările ei, cu siguranță că ar fi putut să o ducă mai bine, dar Dumnezeu i-a dat în schimb un soț care o iubește și alături de care își duce pașii poate în prea mare discreție. Mai ești cu mine? Da, te aud. Zi la mami, zi frumos acolo de bine. Nu avem imagini, dar te mai auzim la telefon. I-am rugat pe toți cei care te iubesc să-ți dea un semn. Să-ți dea un semn, că nu îi costă nimic să-ți dea un semn. Dar nu trebuia, Cristi, lasă-i în pace. Am fost un pic dezamăgită la început, dar am zis, băi, frate, asta-i viața. Înțelegi? Nu mă mai interesează, Cristi. Am oamenii mei care mă iubesc, care mă sună. Stai liniștit, că nu sunt a nimănui, așa, cum vor unii să fiu. Înțelegi? Da. Dar mă enervează îngrozitor, deja a început să devină obsesie și cât de rău îmi e, cred că îi dau în judecată pe ăștia care tot scriu, m-au omorât de 5 ori, am făcut de-asta de inimă. Înțelegi? Nu se poate, mă, chiar nu se potolesc. Gata, ajunge cât, mă, frate, să omori un om, mă. Ce-am cu mine, că nu i-am făcut nimic, nici măcar nu-i cunosc. Să nu mă facă să îmi dau drumul la gură, dar nu vreau. Înțelegi? Ca să le umplu frigiderele de carne. Păi da. Chiar așa? E o mare mizerie și ești într-o companie foarte selectă, pentru că ce să vezi, oamenii ăștia, nenorociți ăștia din zona de online, nu omoară pe oricine. Ești în panteonul artiștilor din România. Dar asta nu este în niciun caz decât o glumă amară. Pe de altă parte, vreau să te întreb lucrul următor. Înțeleg că acum nu prea mai poți să ieși din casă atâta cât ți-ai dori, pentru că înțeleg că s-au mai umflat și picioarele, a apărut și un diabet. De la diabet. Fac și insulină seara. Mi-a dat doamna doctor Mândrescu, mi-a dat săraca. Ea ne-a ținut-o și pe maică, ne-a înviat. Deci am o doctoriță superbă, înțelegi? Și mi-a zis că am niște lucruri, ceva la picioare irreversibil. Adică s-ar putea să mi se negrească picioarele și să mi le taie, nu știu. Vai de mine. Da, deci... Păi și nu se poate face nimic din punct de vedere medical? Da, deci... Păi și nu se poate face nimic din punct de vedere medical? Păi, n-auzi, mi-a dat insulină să fac în fiecare seară.
Și da, a zis că dacă nu mă simt bine și nu știu ce, să mai măresc doza. Și Bobiță săracu are grijă și a mărit doza, că nu avea niciun efect. Vai de mine, ăsta vai de mine. Când te încaieră, ăsta, diabetul s-a terminat. Nu mai scap de el. Rămâi cu el toată viața. Dar ești cu minte cu meniu. Asta e, da. Stai liniștit că fac exerciții de alea. Cu meniu. Da, e adevărat, dar să știi că nu numai meniu. El lumea zice că, băi, că meniu, că nu știu ce. Nu e, frate. Trebuie să ai o liniște sufletească, înțelegi? Da. Și o să-mi cer și eu cu... De-asta, cum îi zice, care fac ăștia... Cu meditație. Uite, dacă vrei, începem acum, începem, fii atent. Începem și împreună. Și încerc să am o... Și trimitem energie către Marine la chelarul să se liniștească. Și acum să nu mai enerveze nimeni că vă calc eu pe cap. Așa, și acum se liniștește că dacă nu vin după voi, Doamne, Da, și tot așa. Da. Și le rupem gâtul la toți, da, sigur. Nu, fără violență, dragă. Păi le rupem gâtul ideatic, așa, adică ne ocupăm așa. Ne ocupăm ca mesaj cu ei. Ne ocupăm așa. Ne ocupăm ca mesaj. Păi, dar pisi, eu am timp acum că sunt la pensie. Și mă odihnesc cât vreau, știi ce-mi place? Mă odihnesc când vreau, mă scol când vreau, dacă vreau fac mâncare, dacă nu, nu? Bărbatul meu se descurcă el cu o felie de salam, un cârnat acolo, se descurcă. Înțelege, știe să facă și mâncare chiar, dar înțelege el, puturos. Da, dar dacă am chef să fac mâncare, fac, dacă am chef să mă plimb, dar acum e foarte cald. Cum faci tu de mâncare? Puțină lume face în România, să știi. Și nu pot să... De mâncare puțină lume face în România, să știi. Ce anume? De mâncare, cum faci tu, nu prea face lumea în România. Foarte bine, ești grozavă. Ești grozavă. Da, păi stai puțin, că nu știi nimic. Că dacă n-am mai vorbit, nu ți-am spus. Mai există pe lumea asta la televizor două de-astea de televiziune. Da. Și se ocupă numai cu mâncare. Înțelegi? Americani. Da. Nu pot să spun ce am văzut acolo, Cristi. Am fost și oripilată, și bucuroasă. Condimentele alea nu prea le găsim noi aici, la noi nu avem. Dar ce m-a oripilat cel mai tare? Friptură cu ciocolată deasupra. Băi, du-te, băi, frățioare, oricât aș fi și oricât aș încerca să înțeleg noua generație, noile idei din astea, din mâncare, din asta, nu se poate așa ceva. În viața mea n-am văzut ciocolată pe friptură. Ești nebun la cap? Nici friptura nu mai e ce a fost. Gusturi mai deosebite. Uite, alegem pe domnul Galan aici, care nu pune ciocolată pe friptură, că nu strică morzul pe gâște. Imediat o să mai avem niște invitate. Dacă ai fi fost aici, mâncai și iarăși mâncai. Marie, vreau să ne mai vedem. Știi ce vreau eu? Zi. Vreau să ne mai vedem. Da. Peste vreo când săptămână sau două, hai că ne mai sunăm. Uite, vreau pâine de la domnul Galan. Pâine. Pâine de la domnul Galan, să știi cum e. Uite, cu mare drag, cu mare drag. Pâine. Dacă îmi dați o adresă, vă promit că vă trimit. O să rămân în contact cu Cristi și promit că vă trimite o pâine. Îți trimite... După pâinea aia, îți promit că o să primești o pâine de la Marius Galan. M-am terminat. Iar mai repede decât se gândește. O pâine de la Marius. A, bă, da, proste, mulțumim. Marie, din suflet. Eu trag o singură concluzie. În Rahova să vii. Da, da, Rahova. Dar aici ce, unde sunt băieții de băieți. La Rahova nu sunt oameni? Se poate, da. Deci, mulțumesc foarte mult, Marie. Mă bucur că în spirit ești la fel de puternică și îți promit că peste două săptămâni mai vedem și mai bârfim la emisiune, da? Că peste două săptămâni mai... Bine, cum vrei tu. O pupăm. Sănătate acasă la Oara și la micul pupăl din partea mea. Dar rămâna. O pupăm.
Am vrut să-ți trimit ceva, dar a fost așa prea repede. Lasă, lasă. Na. Lasă, dragă. A fost prea repede, după o zi pe alta și n-am avut cum, iubire. Mari, Mari, tu știi că eu mănânc de la tine nebuniile alea ca, ca o sărbătoare, dar avem timp pentru toate. Peste două săptămâni, vă promite că mai vorbim cu Marinela Chiaros, de ce mai face ea și ce a mai ticluit ea. Mulțumim, doamnelor și domnilor, Marinela Chiaros este, cum spune elevul, englezul, alive and kicking, adică e vie și lovește tare, dacă e cazul, evident, răspunzându-le, la asta mă refeream, celor care îi fac rău. Mulțumim, Marinela! Acum avem două doamne.